Aș vrea să vă pun o întrebare. Când a fost prima dată sau când a fost ultima dată când ți-ai mărturisit păcatele sau păcatul? Ca și creștini, trebuie să avem o sensibilitate creștină deosebită, mai ales la păcat. Problema se pune în aceste vremuri ce anume este păcat. Pentru că, dacă nu știu ce este păcat, pot să beau păcatul, cum spune profetul, ca și apa, și să nu știu că e păcat. Prin urmare, am nevoie de cunoștințe biblice, de cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu ca să știu ce e păcat și ce nu e păcat. Trăim într-o vreme foarte confuză, când, datorită unor învățături și a unor învățători, Lucrurile care altădată pentru biserică erau considerate păcate, astăzi sunt justificate. Dar înaintea oamenilor, nu înaintea lui Dumnezeu. Nu există păcate mari și păcate mici. Păcatele sunt păcate. Însă, funcție de gravitate, noi oamenii am stabilit că există păcate mari și păcate mici. Desigur că nu pot să spun că păcatul, de exemplu, crimei este egal cu păcatul unei bărfe. Pentru că păcatul unei bârfe e o vorbă spus așa aiurea pentru a denigra pe cineva, nici nu e adevărată, însă crimă, crima este o chestiune gravă. Și sigur, din punctul ăsta omenesc de vedere, păcatele pot să fie mari sau pot să fie mici. Dar păcatul oricum e păcat și are consecințe. Iată David își plânge păcatul lui și Păcatul lui îl plânge în urma unei constatări pe care Nathan, profetul, o face înaintea lui, cu toate că David a încercat să-și acopere păcatul. A încercat să-și acopere păcatul cu alte păcate. După ce el a păcătuit cu nevasta lui Urie, cu Bathsheba, a încercat să-l îmbete pe Urie și să-l trimit acasă, considerând că poate... Și el, Urie, se va culca cu soția lui, și când asta se va vedea că e însărcinată, că e gravidă, va zice David, păi sigur că Urie a fost acasă. Dar Urie a fost atât de credincios și sigur, Urie nu este un evreu. Urie nu este evreu, dar este așa de credincios, este un hitit. Despre poporul hitit nu se mai spune nimic azi. A dispărut. Dumnezeu face ca să existe națiuni sau să dispară națiuni. Este un har că existăm ca popor român. Este un har că există americani. Este un har de la Dumnezeu. Dumnezeu poate să facă să dispară o națiune sau, cum spune prin profetul Isaia, să se nască o națiune într-o zi, cum s-a născut poporul Israel. Dumnezeu face tot ce vrea. Și acum, David gândește dacă Urie, hititul, acesta, nu s-a culcat cu nevastă sa, ce să mai facă el? îl sfătuiește, îi dă sfaturi, până la urmă complotează împotriva lui, îi dă o scrisoare, o scrisoare de condamnare la moarte pe care hititul acesta o duce până la Ioab, căpetenia lui David, generalul de armată. El, Urie, putea că era lungă călătoria, nu cum însă acum, călătorii rapide. Am fost săptămâna asta până în Sacramento, am plecat vineri dimineața și m-am întors vineri noaptea înapoi într-o călătorie cu mașina, de 24 de ore, n-am fost singur, am mai fost cu un frate care m-a ajutat la condus, bineînțeles, dar 2000 de kilometri, cred că atâta spun în sacrament, o dus, întors, să le facem 24 de ore, păi Urie i-a trebuit zile ca să parcurgă poate distanța asta, și nu numai lui, și nouă, pe jos. Și Urie, mergând cu, fără să știe că e condamnarea lui la moarte, sigilată chiar de împăratul, de David, se duce până în fața lui Ohab, și îi dă scrisoarea intactă, neatinsă, nerupt sigiliu. Deschide uh, acel sul, pentru că nu erau cărți, nu erau scrisori, era suluri atunci, acel sul rupe sigiliu Ioab, căpetenia lui David, generalul deschide și scrie, așa, David, pune-l pe urie în mijlocul luptei, trimite-l în linia întâi și când inamicii vor trage cu arcul, Dă ordin tuturor celor care trebuie să-l apere să se retragă un pas sau doi în spate. Acei scutieri se apărau unul pe celălalt. Imaginați-vă un șir de bătaie în care toți au scuturi. Eu trebuie să-l apăr pe cel din spatele meu, cel din fața mea trebuie să mă apere pe mine, cel din stânga, din dreapta mea, de asemenea, trebuie să mă apere pe mine și eu, la rândul meu, să-i apăr pe alții. Dar acești apărători au primit ordini de la general: că în timpul luptei, când vor trage arcașii din frontul inamic, cu săgeți să se retragă toți și Urie să rămână singur. Așa că toate săgețile venite din toate părțile se vor înfânge, înfrânge, înfinge în trupul lui Urie și va muri. Și generalul citește scrisoarea în fața lui Urie, fața ei se îngălbenește, îi se albește, generalul trebuie să facă ceva împotriva conștiinței, împotriva dreptății, împotriva sfințeniei lui Dumnezeu, să omoare un om nevinovat. Închide înapoi Sulu și nu știe ce să facă. Cum să facă așa ceva? Dar e ordin. Și ordinul se execută, nu se discută. Acolo nu mai există conștiință, nu mai există neprihănire, nu mai există nimic, ci e ordin. Își cheamă pe toți cei din linia de bătaie care erau în jurul lui Urie și le dă ordinul. Vom merge la luptă, mâine vom merge la luptă împotriva inamicului. Și când săgețile vor începe să ploaie din partea inamicului, voi vă retrageți toți din jurul lui Urie, este ordin de la împărat ca Urie să moară. Cât de credincios a fost acest urie, acest hitit, acest neevreu și-a procedat în tocmai. Astfel și-a găsit urie sfârșitul. Cum va sta David în fața judecății lui Dumnezeu? Când un hitit cum vom sta noi în fața judecății lui Dumnezeu când ne comportăm nedrept față de cei din lume? Când în mod conștient facem anumite lucruri care știm că sunt păcate. David când încearcă să-și acopere păcatul, păcatul cu alte păcate, a căzut mai greu și mai greu. Până când într-o zi Dumnezeu nu mai rezistă, dacă pot să mă exprim în felul acesta, și îl trimite pe proroc în fața împăratului, Povestindu-i așa printr-o fabulă, o întâmplare care părea reală. Împărate, știi că există o nedreptate în poporul nostru? Nu știu. Ce nedreptate, Nathan? Împărate, tu ești un împărat drept. Și cum ai putea să tolerezi to o astfel de nedreptate? Iată că la noi în țară era un om bogat și unul sărac. La ăla sărac, ăla sărac n-avea decât o mielușea, singura avere a lui. Iar ăla bogat avea turme. La ăla bogat i-a venit un prieten de pe drum, un musafir. Și-a vrut să-i gătească o masă. Și zgârcitul ăsta bogat nu s-a îndurat să taie o oaie din turma lui, ci s-a uitat la mielușeaua săracului. I-a luat mielușeaua săracului, i-a sacrificat-o și a mâncat-o împreună cu prietenul lui. Ce zici, David? Ei drept? S-a enervat David, a roșit, s-a ridicat de pe tron și foarte acuzator. vrednică e omul ăla de moarte! Chiar ras să se facă dreptate! Și Nathan se ridică ca un ostaș al lui Hristos, al lui Dumnezeu, Împărate, tu ești acela. Când e vorba să judecăm păcatele altora, suntem foarte fermi. Dar când e vorba să judecăm păcatul nostru, suntem foarte miloși. Dintr-o dată parcă îl văd pe David cum se topește ca ceara. Se așează pe tronul lui și zice: Am păcătuit. Sunt vrenic de moarte și începe lamentația, am păcătuit împotriva lui Dumnezeu, oare mă mai iartă Dumnezeu? Mă va mai ierta el pentru păcatul care l-am comis? Ce va face Dumnezeu? Și scrie Psalmul 51, ai milă Dumnezeule, fratele Cornel l-a citit. Și spune el, pentru că nu era noțiunea sângelui lui Iisus, spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea, curățește-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legile, nu-i una, îți mai multe, Doamne. M-am culcat cu nevasta lui Urie, l-am omorât pe Urie, am făcut mai multe păcate, nu-i unul, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu, ăla central, ăla care a generat celelalte păcate, stă totdeauna înaintea mea. De câte ori vreau să mă rog, îmi apare păcatul în față și zice, tu nu poți să te rogi că ai păcătuit, ai prea curvit. Ai ucis, ai delapidat. Păcatul ăla central stă totdeauna înaintea mea și de câte ori vreau să mă rog, mi se închide gura că păcatul ăla mă apare înainte. Stă necurmat înaintea mea, împotriva Ta, numai împotriva Ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea Ta. Așa că vei fi drept în hotărârea Ta și fără vină în judecata Ta. Știi de ce am păcătuit, Doamne? Pentru că-ți născut în păcat, cu predilecție înspre păcat. Tu cer ca adevărul să fie în inimă, fă dar să pătrundă înțelepciunea în lăuntrul meu. Dragii mei, vreau să vă spun că ceea ce face atmosfera slabă într-o biserică, pot să fie și predicatorii, pot să fie și cântăreții, dar cel mai drastic este păcatul. Nu mai har ca altădată în biserică, pentru că în viața ta a intrat păcatul. Și combinând păcatul cu neprihănirea, se creează acel amalgam spiritual care aduce biserica în starea în care e. Aduce inima ta în starea în care e. Nu mai poți să te rogi, nu mai poți să cânți, nu mai ai chef și chiar nu-ți pasă dacă lipsești de la biserică. Chiar nu ți te mai mustră conștiința. Faci orice păcat și nu mai simți gravitatea acelui păcat ca atunci când sensibilitatea nu ți era tocită sensibilitatea creștină. David a încercat să-și ascundă păcatul, dar când Nathan i-a spus păcatul în față, știți, unora nu le pare rău că au păcătuit, le pare rău că au fost prinși în păcat. Și atunci când încerci ca să-i disciplinezi, în loc să se pocăiască, reacționează și mai vulnerabil. David n-a reacționat în felul acesta. A recunoscut în fața profetului și în fața lui Dumnezeu, sunt păcătos. Păcatul meu să-l știe ori și cine, nu mă mai ascund, nu mai ascund păcatul. Să știe națiuni și generații la rând că am fost om după inima lui Dumnezeu, dar am păcătuit. Și dacă Dumnezeu mai are milă de mine, mă va scoate și din aceasta. De aceea începe el psalmul, ai milă de mine Dumnezeule, știu că ești drept, știu că tu judești drept, dar nu mai apelez la dreptatea și la justiția ta fermă, ci apelez la mila ta mai ai milă pentru mine? Mai există milă ca să mă ierți de păcatul acesta care l-am comis? Sau pot și eu ca Saul să spun, am plecat pentru totdeauna, mai lepădat pentru totdeauna, mor ca și el undeva, poate nu pe Gilboa, ci în altă parte. Și Dumnezeu prin profetii răspunde imediat, fiindcă ai recunoscut păcatul, fiindcă te căiești de acest păcat și n-ai să-l mai repeți. Dumnezeu ți iartă păcatul dar consecințele lui vor rămâne pentru restul vieții tale. Nu vei mai avea pace, tu ceea ce ai făcut la Întuneric, Dumnezeu va face în fața Soarelui acestuia. Dumnezeu va face dreptate. Pentru că sângele acelui om strigă din pământ la mine dreptate și David te iert, dar nu poți să te lazi nepedepsit. Știți ce har avem noi între noi și David? Dumnezeu ne iartă și nu ne mai pedepsește pentru că l-a pedepsit pe Hristos în locul nostru. Înțelegi că Iisus pe cruce nu murea pentru El, murea pentru tine și pentru mine. Toate păcatele și fără de legile le-a luat asupra sa, spune Apostolul Pavel în Corinteni, ca noi să nu mai avem consecințe ale păcatului și să fim eliberați de puterea Lui. În Proverbe 28 cu 13 spune, cine și ascunde nelegiuirile, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurarea lui Dumnezeu. Este importantă mărturisirea păcatelor. Știi de ce nu se mărturisesc oamenii? Pentru că îți câteva motive, o să spun de ce. Ascunderea păcatului afectează nu numai persoana care îl tăinuiește, ci și comunitatea întreagă. Ascunderea sau păcatul atrage rușine. 1 Samuel 15 cu 30, când Saul a păcătuit, Samuel se duce și îi spune ai păcătuit în fața lui Dumnezeu. Dar Saul, în loc să recunoască ca David, îi era rușine și acum zice: Cinstește-mă în fața poporului. Pentru că păcatul i-a adus rușine și în fața națiunii și în fața lui Dumnezeu. Păcatul atrage consecințe grave. 2 Samuel 11, ni se spune că David este cel care, după ce a păcătuit, nu mai are liniște și pace. Atrage moartea, păcatul atrage moartea. Vă amintiți Iosua 7? În acest capitol ni se vorbește despre Acan, despre unul care a văzut o mantade și frumoasă, 200 de sicli de argint, o placă de aur în greutate de 50 de sicli, pe care le-a poftit, le-a luat și le-a ascuns în cortul lui. Nu ajunge el să se mărturisească. Deși poporul lui Israel acum bate în retragere, deși dușmanii încep aproape ca să îl împresoare și sunt gata să piardă o bătălie în fața unei cetăți mici, el vede nenorocirea poporului Acan, dar Acan nu se gândește la nenorocirea poporului, ci se gândește doar la averea acumulată pe nedrept în cortul lui. Iosua este prăbușit, se aruncă la pământ înaintea Domnului, stă înaintea Domnului alungit cu fața la pământ. Doamne, de ce? Cine a păcătuit, Doamne? Descoperăm! Și Dumnezeu îi spune, scoală de ce stai alungit? Poporul a păcătuit. Cine, Doamne? Și știți, al se aruncă sorții, se aruncă pe neamuri, apoi se aruncă pe familii și până la urmă pe persoană. Și vine Acan cu o față așa perfidă, fără regrete. Mărturisește fiul, spune Iosua, 7 cu 25. Ce ai făcut? Și el senin, apoi ce am făcut? Am văzut o manta, am văzut siclii, am văzut lucrurile astea și unde sunt? Păi le-am ascuns în cortul meu. Și interesant că Iosua nu trece direct la judecată, ci probează, face probe prima dată, trimite niște oameni să vadă, să sape în cortul lui, mă, ăsta nu delirează, ăsta nu vorbește prostie, ăsta nu ne duce în eroare. Se duc oamenii, fac săpături, găsesc ascunse lucrurile acolo. Și acum, Iosua, pentru ce ne-ai nenorocit? Și pe tine te va nenoroci Domnul azi. Și tot Israelul l-a ucis cu pietre l ars în foc, l-a ucis cu pietre. Pentru că un păcat al unui frate sau soră din biserică poate nenoroci biserica. Și veți zice cum? Nu păstorul trebuie să păcătuiască. Nu comitetul trebuie să păcătuiască. Este destul tu care poate nu faci nimic în biserică, ci doar stai ca un simplu spectator și asculți un consumator de program. Destul să faci un păcat care poate nenoroci o biserică. Nu numai că nenorocește biserica, să nenorocește familia ta și în final te nenorocește pe tine. În trecut în biserică se practica foarte mult mărturisirea păcatelor. Mai ales înainte de cina Domnului, frații se duceau să-și mărturisească păcatele. Era atâta de mare sensibilitatea creștină, încât dacă o frate sau o soră Țineți minte ce vă spun acum. Astăzi nu se mai practică așa ceva. N-am mai auzit pe nimeni venind să mărturisească așa ceva. Dacă un frate sau o soră gândea rău despre un alt frate, mergea fratele la păstor și spune, frate, am gândit rău despre fratele cu tare, oare mă iartă Domnul? Eu nu i-am spus la fratele că am gândit rău. El nu știe că am gândit rău. Problema e între mine și Dumnezeu, acum nu între mine și fratele, că fratele abarnare. Că dacă ar ști, poate s-ar supăra și ar fi alte lucruri. Dar mai iartă oare Dumnezeu, pot să iau cina că nu m-am gândit rău împotriva fratelui meu. Câți n-am gândit rău împotriva fraților, a surorilor noastre și am venit și am luat cina, fără să ne dăm seama că ăsta e un păcat care l-am făcut înaintea lui Dumnezeu. Nu-i păcat mare, e păcat mic, dar care va deveni mare într-o zi. Pentru că orice păcat mare, la început, a început cu un păcat mic. Și acum aș vrea să vedem câteva lucruri. Primul, de ce să mărturisesc păcatele? De ce? Nu se poate să nu mărturisesc păcatele? Nu se poate să treacă ani și Dumnezeu să uite? De ce trebuie să mărturisesc păcatele? Iată, o să subliniez câteva lucruri de ce trebuie să mărturisesc păcatele. Iacov 5 cu 16. Trebuie să mărturisesc păcatele ca să fiu vindecat fizic. Nu toate păcatele sunt nu toate bolile sunt consecința păcatelor. Nu toate bolile. Vă amintiți că odată ucenicii s-au dus la Domnul și au zis: Doamne, cine a păcătuit omul acesta sau părinții lui că s-a născut așa cum s-a născut? S-a născut orb. Cine a păcătuit? Și Domnul Isus a zis: N-a păcătuit nici el nici părinții lui, deci nu-i consecința păcatului, ci el s-a născut așa ca astăzi orbul ăsta să se întâlnească cu mine și voi și el să vadă și să vedeți slava lui Dumnezeu. Că Isus i-a deschis ochii și oamenii au văzut slava lui Dumnezeu. Uneori boala poate să fie tocmai asta, să se vadă slava lui Dumnezeu în viața ta. Însă, Există anumite boli care sunt datorită păcatului. Și spune așa Iacov: Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Deci ca să fiu vindecat, am nevoie de mărturisirea păcatelor. Ca să primesc eliberare din robia lor. Păcatul nu numai că te face să păcătuiești, dar te ține rob. Și dacă tu crezi că nu ești robul păcatului, zi astăzi în conștiința ta, de azi înainte nu o să mai fac păcatul ăla niciodată. Și dacă nu o să-l mai faci de azi înainte, înseamnă că tu nu ești robul lui. Dar îți garantez că tu vei mai repeta acest păcat și repetând acest păcat, concluzia este că tu ești robul acelui păcat. Că nu poți scăpa de el, deși zici, o, oh, pe mine nu mă prinde asta. Nu. Eu n-am nicio patimă cu cafeaua asta. Că în fiecare dimineață trebuie să bei o cafea, că de nu bei o cafea, tremur tot ca varga. Deci nu-i păcat cafea, nu? Atunci lasă-te de cafea. Nu mai bea cafea o săptămână. Și dacă tu zici că te poți lăsa de cafea oricând, și că dacă te lași de cafea, nu mai, nu mai tremuri, nu mai. Dar dacă nu poți să te lași tremuri, omule bun, nu cafea o ai păcatul. Ci faptul că tu ai devenit dependent de cafea ăsta e păcatul, tu ești robul ei. Ești la fel ca și vecinul meu de altă dată care spunea, mă, Nelu, dacă eu nu beau un pahar de pălincă în fiecare zi, tremur tot. Dimineața când mă trezesc pe burta goală, pe inima goală, înainte să mănânc, eu trebuie să beau un pahar de pălincă. Că de nu beau un pahar de pălincă, tot, tot, tot tremur. Știi ce e asta? Robie, mă, omule. Păi fie cafea, fie pălincă, fie drog, fie orice. Robie, asta e robie testează te pe tine în sus, încearcă-te în credință și zi, măi, eu îmi demonstrez că nu-ți robul cafelei, nu mai bea o lună cafea. Și dacă poți, după aia mai bea cafea în continuare. Dar de nu poți, pocăiește-te. Ca să primesc iertarea lui Dumnezeu, am nevoie să mă mărturisesc. Unul Ioan, unul cu nouă. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Dar trebuie să recunoști. Alexandru Macedon s-a dus într-o zi să-și vadă 10 de care erau în 10 celule din pușcărie. S-a dus la primul și a zis, tu ești vinovat? Nu, nu ești vinovat. Generale, eu am intrat aici uh, printr-o eroare. S-a dus la al doilea, nevinovat și el. La al treilea, la al cincilea, la al nouălea, toți nouă nevinovați. S-a dus la al zecelea. A intrat în celulă, plictisit generalul, a venit să văd ce faci. Și tu ești nevinovat, așa -i? Nu, domnule general, eu sunt vinovat. A tresărit generalul. Cum adică tu ești vinovat? Da, domnule general, eu sunt vinovat, eu merit să stau în celulă, eu am comis greșeala cu tare. Mă, tu chiar recunoști? Da, domnule general, recunosc, merit să stau aici. Știți care a fost verdictul generalului? Eliberați pe păcătosul ăsta să nu întineze pe cei nouă neprihăniți. Pentru că nerecunoașterea păcatului te va ține în celula ta în robie. Știi de ce să-ți mărturisești păcatele? Ca Dumnezeu să nu-și mai aduc aminte de ele. Câte vreme nu-ți mărturisești păcatele, păcatul meu stă necurmat înaintea mea, dar stă și înaintea ta. Vrei Dumnezeu să uite păcatul care l-ai făcut? Mărturisește-l și pocăiește-te de el. Auziți ce spune în Mica 7 cu 19. El va avea iarăși milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre și va arunca în fundul mării toate păcatele noastre sau ale lor. Și acolo Dumnezeu spune pescuitul interzis. Odată ce Dumnezeu ți-a iertat păcatul, nu-l mai pescuit înapoi. Nu mai pune întrebarea, Doamne, dar m ai iertat? Păi dacă Dumnezeu te-a iertat, te-a iertat, nu-și mai aduce aminte de păcat. Niciodată David nu-și mai aduce aminte după ce Dumnezeu i-a spus te-am iertat. Niciodată David nu mai vine să, întrebe, să Doamne, dar m-a iertat cu păcatul ăla, cu Batșeba, m-a iertat, Doamne? Niciodată. Dumnezeu l-a iertat, dar niciodată David nu l-a mai repetat. Nu mai găsim o altă Batșebă cu care David să se fi încurcat. N-a mai existat până la sfârșitul vieții lui nicio altă femeie, nici măcar țitoarele de la templu nu-i mai trebuiau. Cu toate că în final, când am bătrânit, au venit doar să încălzească picioarele atât. Dar nu s-a mai încurcat cu acel păcat. Și știi de ce e importantă mărturisirea? Ca să mă zmeresc înaintea Domnului și chiar înaintea oamenilor. Știi, David putea, sau Biblia, niciodată să nu spună despre David ca păcătuit, dar iubesc Biblia pentru că ea prezintă luminile și umbrele sfinților. Biblia spune despre David, a fost un om după inima lui Dumnezeu, dar spune că a și fost un om care a căzut. Apoi a fost un om care s-a ridicat și care a rămas. Spune despre Samson că a fost plin de Duhul Domnului și se bătea cu armate de filisteni, dar spune Biblia și că l-a învins o femeie și a ajuns cu ochii scoși și a murit în rușine, dar în același timp rugându-se și Dumnezeu l-a salvat. Biblia este echidistantă, nu se are în vedere fața omului. Așa va fi și în ziua judecății. Ca să-l demasc pe diavolul, am nevoie de mărturisire. Câte vreme tu îl acoperi pe diavolul care te ispitește să păcătuiești, tu îi dai putere diavolului ca să lucreze prin acel păcat în tine. Marcu 9, 14 la 29, a venit, a venit un om amărât la Domnul. Doamne, zice, copilul meu are o problemă. Îi muncit rău de un drac. Copilul meu îi mut. Nici nu poate să spună. De ce am venit eu să mărturisesc în locul lui? Doamne, când cade în apă, când în foc, nu știe ce face. Am venit la ucenicii trei dar n-au putut să scoată dracul din el. Iisus s-a -a tulburat și a spus: O, ne-am așa, așa, a pornit la rău, cât vă mai, vă, voi mai suferi? Aduceți-l aici. Și când a venit copilul acesta posedat de diavol. Diavolul, când l-a văzut pe Iisus, a început să-l trântească pe copil la pământ și să facă niște manifestări demonice în, prin trupul lui, să se manifeste prin trupul copilului. Iar Iisus l-a certat pe drac și a zis, taci și ieși afară și în viață să nu mai intri în el. Și diavolul a ieșit. Când diavolul este demascat, atunci când îți mărturisești păcatul, Dumnezeu te eliberează de puterea păcatului și a diavolului care te ispitește. Un al doilea lucru, cui să mă mărturisesc? Frați și surori, cui să mă mărturisesc? Cui să te mărturisești? În Vechiul Testament, Dumnezeu a găsit o modalitate ca oamenii să se mărturisească preotului. Aron și fiii lui, Aron a avut, știți, patru fii. Doi fii au murit arși de vii, i-a ars Dumnezeu pentru că au adus foc străin. Și au mai rămas cei doi. Preotul Aron trebuia să aducă poporul în fața Domnului și, prin mărturisit fiecare personale, trebuiau să aducă acolo un țap. Ați auzit de țapul lui Azazel? Preotul trebuia să-și pună mâna pe capul acelui țap și omul venea și mărturisea păcatele iar păcatele erau transferate, dacă vreți, de pe om, pe țapul acela. Apoi țapul acela, încărcat cu toate păcatele poporului, era izgonit în pustie. De fapt, erau aduși doi țapi. Un țap era pentru Domnul, ca să fie adus ca jerfă pus acolo pe altar, și un țap era trimis în pustie cu toate păcatele poporului. Alegerea celor doi țapi, care să fie țapul lui Azazel și care să fie a lui Dumnezeu, se făcea prin tragere la sorți. Și care sort scădea pe țap? Acela era țapul lui Azazel. Apoi, țapul, încărcat cu toate păcatele, era izgonit de un om în pustie și lăsat să moară acolo, sfârșia de fiarele sălbatice, să nu se mai întoarcă niciodată înapoi. Prin asta, prin acest experiment metaforic, Dumnezeu lua păcatele din popor și le trimitea în afara poporului undeva în pustiu. Ca poporul. Să fie fără de păcat și neprihănit. Dar astăzi, întâlnim iară mărturisirea păcatelor, trecând rapid prin firul biblic la Ioan Botezătorul, unde ni se spune că oamenii veneau din pustia Iudei până la Iordan, și acolo, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de Ioan în apa Iordanului. Oare Astăzi, cui trebuie să mărturisesc păcatele? În primul rând, eu trebuie să mărturisesc păcatele Domnului. Domnului. Psalmul 32, versetul 5. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de lege. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Dar cum se face atunci când Iacov 5, cu 16, spune așa? Mărturisiți-vă unii altora păcatele și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat pe voi Hristos. Acum, a cui trebuie să mă mărturisesc? Pot eu să mărturisesc păcatul meu unui care nu-i slujitor, unui frate din biserică? Haideți să vă explic puțin. Când este vorba de un păcat săvârșit împotriva lui Dumnezeu, atunci cel mai indicat și biblic este să-ți mărturisești păcatul unui slujitor al lui Dumnezeu. Iar acel slujitor al lui Dumnezeu are datoria dumnezeiască să nu spună nimănui acea mărturisire. Mărturisirea când o faci slujitorului, eu așa procedez, când cineva vine să mărturisească un păcat care l-a făcut împotriva lui Dumnezeu, prima întrebare care o pun, ai mai mărturisit cuiva ceea ce mărturisești? Dacă el îmi spune da, eu nu iau mărturisirea. Pentru că nu pot să garantez că nu se va mai auzi. Dar dacă îmi spune, n-am mai spus nimănui, îi iau mărturisirea. De când m-a chemat Domnul în slujbă și până azi, mărturisesc în fața voastră și a Domnului. N-am spus mărturisirea nimănui niciodată când omul a fost sincer, când n-am mai spus-o nimănui, ci am păstrat-o și am să o duc cu mine în mormânt. Pentru că asta este o datorie sacră, nu față de voi, ci în primul rând față de Domnul care m-a chemat la slujbă. Și același lucru îl indic tuturor slujitorilor, fie de aici din biserică, fie celor care mă ascult acum prin intermediul internetului sau vor asculta predica în relori. N-ai voie să spui o mărturisire care cineva ți-a încredințat-o niciodată dacă el, omul, este sincer. Dar cum se face că zice Iacov, mărturisiți-vă unii altora. Știți ce înseamnă asta? Dacă eu l-am supărat pe fratele Cornel, să mă duc la fratele Cornel și să-i spun, iartă-mă, frate, uite, n-am vrut să te supăr, nu știu cum s-a întâmplat. S-a întâmplat. Și fratele să zică te iert. Dacă frați din adunare v-ați supărat unii pe alții, cereți-vă iertare unii altora, pentru ca Dumnezeu să poată face vindecări în adunare. Pentru ca Dumnezeu să poată schimba stări în adunare. Aici Iacov se referă la relația interumană. Adică e vorba de voi că sunteți bolnavi. E vorba de voi, dar știți de ce sunteți bolnavi? Pentru că uneori bolile acestea apar și din cauza certurilor, tensiunilor, discordilor, este vorba și de boli spirituale. Ca să se vindece bolile spirituale, rezolvați-vă problemele între voi. Nu fugi de fratele tău. Auziți, există în Matei 1815 la 29 un principiu clar al lui Isus. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inși. Pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl care este în ceruri, căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Când? Când? Când relațiile dintre noi nu sunt ca stixurile care se rup ușor, ci când sunt relații puternice, sincere, Hristos e în mijlocul nostru. De aceea, în această zi, te chem să faci pace cu fratele tău, ca Dumnezeu să vindece bolnavii în adunare. Matei 523 23, 24. Așa că dacă ți aduci dalul la aici, ai, dacă tu ai ceva împotriva fratelui tău, du-te și spune fratelui tău, nu amâna. Frate, am împotriva ta asta. Dar Iisus spune în Matei 5, 23, 24, așa că dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul la altar. Lasă cântarea, lasă predica, lasă tot. Du-te mai întâi, lasă cina, du-te mai întâi, împacă-te cu fratele tău. Apoi vino și aduți jerfa, predica, cântarea. Nu cumva să aduci jerfa nebunului. Că cei nu știu că fac rău cu asta spunea Solomon. Un al treilea lucru, timpul s-a dus, permite să termin? Ridicați o mână dacă permite să termin predica, dacă nu mă opresc. Mulțumesc. Când, când să mărturisesc păcatele? Când? Trebuie să treacă ani? Știi de ce nu se mărturisesc oamenii? Pentru că le este rușine. Dacă află ce vor spune cunoscuții și prietenii mei. Pentru că sunt mândri, pe lângă că au păcătuit, sunt mândri. Pierderea demnității în biserica locală. Așa că nu mă duc să mă mărturisesc la păstorul bisericii locale unde ești membru. Că ce va crede față de mine? Mă duc și mă mărturisesc la un altul care nu e în biserică. Dar știi de ce trebuie să mărturisești păstorului bisericii locale sau slujitorilor locali? Pentru că acel păstor, acel slujitor care a primit mărturisirea, trebuie să-ți trebuie să, să un fel de mentor spiritual. Adică din când în când să te întâlnești cu el și să spui, frate, slăviți să fie Domnul că m-a eliberat, n-am mai căzut în păcatul ăla. Sau, frate, iar am căzut în păcatul ăla. Și atunci acel slujitor să zică, frate, hai să postim, să ne rugăm împreună până când scap de păcatul ăsta. Eu nu o să te spun nimănui, dar ne rugăm împreună și Dumnezeu te ajută și să scapi. Dar unii nu vor să scape, nu, pentru că mândria e mai mare și deci nu poate, nu poate renunța la mândria aia. Zice, nu mă duc să sau se fac afirmații, nu mă duc să mai spun păstorul ăla, că păstorul ăla spune la toată lumea, are gură spartă. Dacă chiar are gură spartă, e păcatul lui. Și păcatul tău, care l-ai mărturisit, va fi chiar și păcatul lui, de care va da socoteală înaintea lui Dumnezeu, dacă el spune mărturisirea. Dar mă îndoiesc că slujitorii ar face lucrul acesta. Mă îndoiesc. Amânarea, da, știu ce spun. Știu ce spun, frate, Amânarea. Amânarea e un alt păcat. Dacă tot amâi și zici, lasă că mâine, poi mâine o să mă mărturisesc, s-ar putea să nu mai ai timp. Bogatul care a ajuns în flăcările iadului ar fi vrut să se mărturisească, însă a fost prea târziu. Am acasă cinci frați, să nu ajungă și ei, era prea târziu. Nu aștepta să te mărturisești până când ești prins pentru că odată ce ești prins, nu-i mai mărturisire sinceră. Câtă vreme trăiesc pe pământ, trebuie să mărturisesc păcatul. Odată ce am ajuns în veșnicii, nu mai pot. Când sunt gata să renunț la el, la acel păcat, atunci pot să-l mărturisesc. Că dacă nu, el iară vine. Foarte pe scurt, și mei a blestemat pe David. Dar știți că a venit o zi când lui și mei a părut rău că l-a blestemat și și-a cerut iertare? Citiți, vă rog, acasă 2 Samuel 19, 16 la 20, când s-au întâlnit la râul Iordanului, nu întâmplător la Iordan. Și mei a zis, iartă pe robul tău, să nu țină seamă, stăpânul meu, să nu țină seamă pe robul tău că a făcut păcatul acesta. Și David a zis, te iert, dar s-a pocăit și mei? Solomon i-a pus niște hotare și dacă și mei era pocăit, n-ar fi încălcat hotarele. Era testul lui. Dar David i-a zis înainte de moarte lui Solomon, vezi, ai grijă de și mei. Adică, îmi iert dușmanii, dar nu le, iert nume, nu le uit numele. Vezi dacă el s-a pocăit. Vezi dacă el mai repetă păcatul ăla. A iertat pe cineva, fără a cere schimbare, nu ești decât un sponsor al răului. Și David, asta nu voia să fie. Un sponsor al răului. Care sunt beneficiile mărturisirii păcatelor? Și cu asta închei, le transmit foarte rapid. Eliberarea de consecințele păcatului. Psalmul 51, versetul 7. Curățește-mă cu Isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Un alt beneficiu, bucurie sufletească. Psalmul 51, versetul 12. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijină-mă conduc de bună de bunăvoință. Înnoire sufletească. Psalmul 51, versetul 10. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și pune în mine un duh nou și statornic. Vindecare sufletească și fizică, un alt beneficiu. Psalmul 51, 8. Fă-mă să aud veselia și bucuria fă să aud de dimineață veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Și apoi, lucru cel mai esențial, mântuire. Psalmul 51 cu 12. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijină-mă cu un duh de bunăvoință. Amin. Dragii mei, mă opresc aici și doresc să facem o rugăciune în care să ne mărturisim Domnului. Poate nu te-ai mărturisit niciodată în rugăciune și ai crezut că ceea ce faci tu poate fi justificabil, dar în fața lui Dumnezeu este condamnabil. Acum cât trăiești, cere iertare lui Dumnezeu. Dacă ai greșit frață de fratele tău, nu-ți fie rușine, calcă pe eul tău, pe mândria ta. Du-te la fratele tău chiar azi, acum, și spune îmi pare rău. Vreau să existe o relație de comuniune frățească între noi, așa cum îi place lui Hristos și cum a dorit-o și a exprimat-o în rugăciune. Că vrem Dumnezeu să facă vindecări între noi, vrem Dumnezeu să ridice, să schimbe stări, vrem Dumnezeu să lucreze în poporul acesta.